cum se întâmplă totul în lume, cum simt eu, unde sunt eu. Știu că sună ca și cum se dezbină lumea, dar așa se adună. E, da, e paradox, e un paradox la mijloc. Fiecare își trezește pământul lui din el. Rămâi, deci se proiectează doar ce simți în locușorul ăla unde ești. Restul se dizolvă. Și se dărâmă și se năruie și cataclisme și de aia frica e mare. Tu auzi, poți să și vezi cum cade de undeva ceva sau să auzi undeva sau se întâmplă ceva și chiar sub nasul tău, să zicem, da? Dar până de aici până sub nasul tău mai e o distanță, da? E pământul doar ăsta, al tău. Și cât de mult nu mi-ar plăcea și nu mi-ar fi drag, nu știu cine de nu știu unde, de secole eu auzeam, să zicem, despre o țară, despre alta, ele nu mai sunt. Pământul meu din mine e doar atât cât sunt eu. Știu că sună egoistic, dar când te trezești, așa se întâmplă lucrurile și tu proiectezi câte un pic doar de ce ai nevoie. Cumva e și e subconștient. Și de aia îți clirui tot subconștient foarte mult. Că așa cu mințele știi tu, aia se poate, aia nu se poate, aia e normal sau nu e normal, cât de cât ești citavă, da? Dar subconștientul tău trebuie, are nevoie un pic să lucrezi cu el. Că proiectează aproasta nu știu câte țări, nu știu ce pământ, că e rotund, că e pătrat, că e nu știu cum, da? Pământul e atâta cât ești tu și fiecare om e atâta cât e. Și acum se întâmplă ce se întâmplă, o să se tot întâmple, pentru că se ancorează fiecare om în lumea lui. Da? Și proiectează pământul din el. Și e proiectat din prima, sare în ceva, niște proiecții de secole a fiecărui om. Tu îți dai seama unde sare. Câte pământuri sunt și, și toate proiecțiile și trebuie să le ții față. Pentru că una e pământul tău, de aia câte un pic, numai acolo 0, 0, 0, 0, 0, 0, pentru că ai deținut energia și lumina și vibrațiile colective. Da? E, prin stadii treci. Aia faci întâi, după aia aia, toată împreună, acolo ești. Și cam asta se întâmplă acum și să nu-ți faci griji. Adică dacă le faci spațiu, dă-le spațiu și cam asta se întâmplă. E ca și cum, culmea e, așa sună, n-am ce să fac, acolo sunt. Ce e cu tine se întâmplă e foarte important și ce e în jurul tău e cumva, nu, asta e, trebuie să se întâmple, asta e, da? Pentru că tu ai trecut prin ce e cu tine și asta e. Trebuie să se întâmple ce e cu tine. Tu știi prin ce ai trecut ani de zile, da? Și ți-ai curățat și ți-ai... Și fix asta s-a proiectat și se... așa se numește în lumea în care se dărâmă. Se numește război, se numește bănci, rate neplătite sau așa banii care se năruie. Se numește sănătatea, ce se întâmplă, tot ce, prin ce ai trecut tu și ai cliruit și ai ancorat și ai desfăcut, ai deschis să intre lumina, să curățe, să spele, da? Să fii generator de lumină tu, da? Și ca filmele alea vechi, cum se proiectau, da? Tu ești aparatul ăla care proiectează nu, lumina curățată așa și începe să arate cât de cât filme mai sănătoase. Ei, cam asta ești, acolo ești. Okay.